poet francez care a trăit acum 500 de ani. Una dintre poeziile lui care a rămas în istoria literaturii universale este întrebarea: dar unde-i neaua de măiană? Balada doamnelor de odinioară. Pe unde-s? Prin ce țări de vis? Flora romana încântătoare, Alcibiada sau Tais, ce fost au bune verișoare, Eho din zvonul chemătoare, pe stânci ape spre liman, frumoasă de perechenare. Dar unde-i neaua de măian? Dar înțeleaptă Herois, de dragoste cât a pătimit Pierre Abelard la Saint-Denis, scopit și apoi călugărit, la fel doamna cea poruncit să se înnece buridan în sac și în Sena a zvârlit. Dar unde-i neaua de măian? Regina Blanche, ca farea învoaltă, cântând cu voce descântată, Beatrice, Alice, Bert, cea înaltă, Erembourg, doamnă menodată, Lorena Jean, nevinovată, de englez arsă la roman. Unde-s fecioară precurată? Dar unde neaua din celan? Prințe, nu-mi întreba de unde, nici de al vremelor noian. Doar un refenez va răspunde, dar unde neaua din celan? Principe, un ful, o floare, un chip coacheș sau bălan, azi e viu și mâine moare, cum zăpada de măiană.